Aș vrea să vă spun în această zi, când ne aducem aminte de patimile, de suferințele Domnului Isus. aș vrea pe fiecare dintre dumneavoastră să, chem, să vă chem să ne uităm cu multă atenție la drumul pe care l-a parcurs Domnul. Pentru că tot ceea ce a făcut Domnul e demn de luat în considerare. Îmi vine în minte o situație în care într-o biserică, undeva pe primul rând, stătea o mămică cu un copil mic. Și păstorul a început să predice despre suferințele Domnului Isus, despre felul în care a fost bătjocorit și a fost răstignit. Și la un moment dat, copilașul acela a izbucnit în plâns. Mama lui s-a a plecat spre copil și a zis: Dragul meu, dar de ce plângi așa de tare? Și copilul, printre suspinele lui de plâns, a zis pentru ceea ce i-au făcut Domnului. Iar mama, știți ce a zis? Hei, lasă, dragă, nu o lua chiar așa în serios. Mă tem că aceasta este problema noastră, a oamenilor trăitori, astăzi pe pământ. Că nu luăm foarte în serios ceea ce a făcut Domnul Isus. Însă vreau astăzi să vă spun că, dacă vorbim despre mântuire putem vorbi numai pentru că Isus Hristos, Domnul, a luat crucea în spate și s-a dus cu ea spre calvar. Dacă putem să vorbim despre biserică, vorbim numai pentru că Isus Hristos, Domnul, a suferit ca să ridice o sămânță de urmași. Și de aceea vă chem să privim cu toată seriozitatea spre Domnul Isus Hristos, care în jocurile mulțimii, a luat crucea și s-a dus spre dealul căpățânii. Ca acolo să fie adus, ca jertfă ispășitoare pentru păcatele noastre, ale tuturor. Dragii mei, uitându-ne la drumul acesta al Domnului Isus, aș vrea să învățăm câteva lecții în această seară. Aș vrea să mergem împreună cu Domnul pe drumul acesta și să învățăm câteva lecții folositoare pentru viața noastră de credință. În primul rând, aș vrea să învățăm lecția uceniciei. De ce spun asta? Pentru că uitați-vă în versetul 32 zice așa: Pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene numit Simon și l-au silit să ducă crucea lui Isus. Dragii mei, mi se pare foarte important de remarcat faptul că omul acela a trebuit să fie silit să ducă crucea lui Isus. Am stat și mi-am pus întrebarea, oare de ce trebuia să fie silit? Oare n-a avut suficientă omenie în el să zică pun și eu umărul să-l ajut pe, pe cel ce este dus la moarte? Dragii mei, aduce crucea nu e un lucru ușor. Eu, acest om, Simon din Cirene, era. Cirene era undeva în Africa, în nordul Africii. Se pare că era un prozelit care a venit special la Ierusalim pentru sărbătoarea aceasta. Omul acesta avea drumul lui, avea planurile lui. Și când a venit de pe câmp, au pus mâna pe el și l-au silit să ducă crucea. Era foarte neconvenabil să ducă crucea. Trebuia să renunțe la planurile lui și să facă ceea ce trebuia să facă, să ducă crucea. Foarte neconvenabil. De asemenea, era o lucrare grea. Știți de ce? Pentru că era o cruce făcută din lemn masiv, o cruce grea. Și de asemenea, era o lucrare care îl expunea pe acest Iosif, Simon din Cirene, îl expunea la rușine, la jocură, El era în centru celor ce batjocoreau. Și am stat și am zis, Doamne, ce lecție a uceniciei învățăm de aici. Ucenicia nu este ușoară, dar ascultați-mă bine, Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ ca să facă ucenici și este datoria noastră să înțelegem că dacă suntem ucenici ai Domnului, avem șanse de mântuire, dacă nu suntem ucenici ai Lui șansele noastre de mântuire nu sunt nicăieri. Pentru că Domnul Isus Hristos a zis, duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia, la orice făptură, cine va crede, se va boteza, va fi mântuit. Și porunca lui spunea, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i. Trebuie să fii ucenic al Domnului și vă rog să nu uitați, nu e convenabil să fii ucenic al Domnului. Dar drumul acesta al calvarului ne lasă să înțelegem când ne uităm la Simon din Cirene, să ne uităm că nu e convenabil să fii ucenic al Domnului din perspectiva lumii. Că e greu să fii ucenic al Domnului din perspectiva lumii, că ești în mijlocul bazăocurilor dacă ești ucenic al lui Hristos din perspectiva lumii. Însă vreau să citesc un cuvânt pe care l-a rostit Mântuitorul. Știți ce a zis în Luca la capitolul 9, cu versetul 23? Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva, să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Pe drumul calvarului se fac ucenicii. Oameni care sunt gata să sufere împreună cu Hristos și pentru Hristos. Oameni care sunt gata să-și asume o lucrare grea pentru Hristos și de dragul lui Hristos. Aceasta înseamnă ucenicie. Și pe drumul acesta, al drumului spre Golgota, pe drumul acesta învățăm această lecție a uceniciei. Dragii mei, crucea ne obligă să ieșim din zona noastră de confort ca să putem să fim cu adevărat ucenici ai Domnului. Frați și surori din Biserica Porta Cerului, din toată inima vă chem să învățăm în această vinere mare, vinere neagră, să învățăm lecția aceasta a uceniciei. Ucenicul Domnului nu face numai ceea ce e convenabil, nu face numai ceea ce îi place, ci face ceea ce a poruncit Hristos și Hristos a poruncit că cel ce vine după el trebuie să-și ia crucea în fiecare zi și să îl urmeze pe el. Știți ce zic față în față cu această lecție? Doamne, ajută-ne pe toți să ne asumăm rolul acesta de ucenici ai Tăi. Și chiar dacă ne costă, și chiar dacă trebuie să plătim un preț, să zicem, Doamne, indiferent ce ar fi, noi vrem să fim ucenicii Tăi. Amin. Însă pe drumul acesta spre Golgota mai învățăm o lecție. A doua lecție pe care o învățăm, dragii mei, este lecția credincioșiei. Și știți învățăm lecția aceasta a credincioșiei chiar de la Domnul. Spune versetul 33 și 34 din Matei 27 așa. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. Știți ce însemna vinul acesta amestecat cu fiere? Era o combinație făcută ca să țină loc de tranquilizant, un fel de sedativ, pe care femeile pline de milă, care mergeau să însoțească un executat, un om care avea să fie răstignit, știți cât de mari sunt durerile, pregăteau acest amestec ca să îl ajute pe cel ce murea în chinuri să nu simtă atât de tare durerile. Și sigur că femeile acestea milostivi au dat la soldați, probabil și au zis, dați Dar Scriptura spune că Domnul n-a vrut să bea. M-am întrebat, Doamne, oare de ce n-ai vrut să bei? De ce n-ai vrut să iei amestecul acesta de vin cu fiere? care să te facă să nu mai simți durerea aceea. Și știți ce am înțeles? Că Domnul era în misiunea lui de răscumpărare și n-a vrut să compromită nici de cum misiunea aceasta, ușurându-și durerile. Pentru că știți ce însemna misiunea lui de răscumpărare? El a venit să poarte durerile noastre asupra lui, cum spunea fratele Eusebiu mai înainte citind din prorocul Isaia. Tocmai de aceea a venit Domnul, ca să ia durerile noastre asupra Lui. Și Domnul n-a vrut să se gândească la El niciun pic, ci s-a gândit cu credincioșie la noi. Și a vrut să rămână fidel scopului pe care l-a avut, să rămână credincios misiunii pe care și-a asumat-o. A vrut să plătească totul. A fost credincios până la capăt. De aceea am spus că învățăm pe drumul spre Golgota și lecția credincioșiei de la Domnul, pentru că El a vrut să plătească totul și să fie credincios până la capăt. De altfel, Domnul Iisus spunea într-un alt context, tot vorbind despre ucenici, zicea în Luca 9, cu 62, oricine pune mâna pe plug, și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Iată că Domnul a vrut să ne învețe că nu trebuie să ne lăsăm niciodată influențați de factori externi care să compromită dedicarea noastră față de Domnul. Ne cheamă Domnul la credincioșie față de El, să ducem până la capăt chemarea pe care ne-a dat-o El și să putem până la capăt să rămânem credincioși Domnului. La asta ne cheamă Domnul pe noi. Pe drumul spre Golgota învățăm lecția uceniciei, dar învățăm și lecția credincioșiei. Domnul a fost credincios până la capăt misiunii lui. Frați și surori din Biserica Porta Cerului, dragi prieteni care ne urmăriți, vă chemăm cu toată dragostea, veniți să învățăm de la Domnul această lecție a credincioșiei și să zicem, Doamne, în fața Ta care ești credincios, ajută-ne și pe noi să fim credincioși până la capăt. Amin. Apoi mergem la cea de-a treia lecție care se învață pe drumul spre Golgota. Este lecția răscumpărării. Și aș vrea să fim foarte atenți la această lecție. Spune versetul 35 din capitolul 27 din Matei așa. După ce l-au răstignit, Mă opresc la atât. Când vorbim despre răstignire, despre crucificare, vreau să știți că era cea mai grea moarte născocită de oameni. Nu oricine era răstignit. Numai criminalii, erau răstigniți numai sclavii. Un cetățean roman, de exemplu, nu putea să fie răstignit. Și moartea aceasta era o moarte cu foarte multe chinuri. De ce spun foarte multe chinuri? În primul rând, pentru că cel ce era executat nu murea repede, nu murea ușor. Era un chin prelungit în care era multă sângerare, și când era bătut în cuie pe cruce, imaginați-vă dumneavoastră că fiecare gură de aer pe care voia să o tragă în piept însemna un efort care punea în mișcare, în mod dureros, mâinile și picioarele care erau bătute în cuie, în rănile acelea. Imaginați-vă dumneavoastră că fiecare inspirație era dureroasă, fiecare expirație era dureroasă. Pe lângă aceasta luați în considerare deshidratarea în arșița aceea răstignit pe cruce, deshidratarea, apoi rușinea răstigniții erau dezbrăcați de hainele lor. Însă, dragii mei, vă spun toate acestea, ca să putem învăța în această seară lecția răscumpărării și să înțelegem fiecare dintre noi că răstignirea era un semn al blestemului și Domnul Isus a ales să se facă blestem pentru noi, slăvit să fie El. A ales să se facă blestem pentru noi, spune în Galaten 3 cu 13 așa, Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn. Răscumpărarea frații mei a costat enorm de mult, enorm de mult. Mă întorc la Isaia 53, versetul 5, care spune așa, Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Prețul nespus de mare pe care l-a plătit Domnul ne face să înțelegem ce înseamnă răscumpărarea. Noi eram, cum spune psalmistul, în groapa pieirii, în fundul mocirilei, dar de acolo a ales să ne ridice și să ne pună picioarele pe stâncă. S-a coborât acolo, în mizeria noastră ca să ne ridice pe fiecare dintre noi. A plătit Domnul un preț nespus de mare pentru răscumpărarea noastră. Tu și cu mine, noi toți, eram osândiți la moarte. Sentința noastră era scrisă deja, trebuia să murim fiecare dintre noi. Dar Domnul Iisus Hristos a ales să ne răscumpere și a dat totul ca să ne aibă pentru el. Înțelegi tu, dragul meu, ce înseamnă răscumpărare? Vrei tu să înveți lecția aceasta a răscumpărării aici pe drumul spre Golgota, uitându-te la Domnul? El a dat totul pentru noi și pentru mântuirea noastră. Cum am putea să-i răspundem? Știți cum? Dând și noi totul pentru El. Domne, ajută-ne să fim oameni înțelepți. Iată, dar, dragii mei, lecția uceniciei, după aceea lecția credincioșiei, după aceea lecția răscumpărării și acum aș vrea să mai vedem o lecție pe care eu când am văzut-o în cuvântul acesta mi-a umplut sufletul de amărăciune. Știți ce spune același verset 35. Din versetul acesta mai învățăm lecția dureroasă a nepăsării. Iată ce spune. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice și-au împărțit hainele mele între ei și pentru că mașa mea o tras la sorți. Știți ce este dureros în nepăsarea aceasta? Este această lecție dureroasă a nepăsării. În timp ce pe cruce se desfășura cel mai mare eveniment din Cosmos, Fiul lui Dumnezeu stătea pe cruce ca să plătească pentru răscumpărarea oamenilor. În timp ce el era pe cruce și Cosmosul întreg era concentrat acolo, spre ceea ce se întâmplă acolo, sub cruce erau niște oameni, apăsați de păcate, niște soldați romani a căror preocupare era, vai, ce măruntă! Ei trăgeau la sorți pentru nimicuri. În timp ce pe cruce se plătea marea răscumpărare a tuturor păcătoșilor, acolo sub cruce erau niște oameni interesați de zdrențe, în timp ce pe cruce se făcea împăcarea omului cu creatorul său, ei se concentrau la lucruri trecătoare. Dragii mei, nepăsarea față de jertfa lui Isus Hristos este condiția cea mai vrednică de compătimire. Aici, pe drumul spre Golgota, învățăm și această lecție amară a nepăsării. De ce spun asta, dragii mei? Pentru că dacă ne uităm în jur, vom vedea atâția oameni care stau nepăsători, care au de dat cu zarurile în timp ce deasupra stă Hristos așteptând. Îmi vin în minte versurile lui Ioanid, care spune, aleargă mașini pe artere, rachete zvâgnesc printre nori, tresartă Selena în cratere și totul e cuprins de fiori, dar sus la Golgota pe o cruce cu pieptul de o lance străpuns. La tainica vremii răscruce, te așteaptă de viacuri Isus. mi l imaginez pe Domnul care de pe cruce se uita cu milă spre oamenii care trăiau această nepăsare și vreau să spun astăzi, dragii mei, atâția oameni în jurul nostru stau în această nepăsare, oare cine-i va scutura și va zice, omule, uită-te în sus la cel ce pentru mântuirea ta s-a dat cu tot ce a avut. Bieții soldați de sub cruce, preocupați cu aruncatul zarurilor și cu câștigarea cămășii sau nu știu cărei bucăți de haină, bieții de ei au dat bogăția pe sărăcie. Bieții de ei au dat veșnicia pentru efemer, pentru trecător. Au căutat lucrurile materiale în defavoarea celor spirituale. Dragul meu, de cunoște astfel de oameni care stau în această nepăsare, nu uita lecția aceasta amară a nepăsării e prezentă pe drumul acesta spre Golgota și înțelege că Isus Hristos a murit și a dat viața pentru toți oamenii. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. De aceea e datoria noastră, noi, cei ce învățăm lecția aceasta amară a nepăsării, să știm că trebuie să facem tot ce ne stă în putință, să-i trezim pe cei de lângă noi și să zicem, nu sta nepăsător într-o vreme ca aceasta. Iată, dragii mei, pe drumul acesta spre Golgota învățăm lecția uceniciei, lecția credincioșiei, lecția răscumpărării, lecția nepăsării, și mergem la a cincea lecție. Vor fi șapte de toate. Lecția Harului. O învățăm pe drumul spre Golgota. De ce spun asta? Pentru că uitați-vă versetul 36, 37 și 38 din Matei 27, spun așa. Apoi au șezut jos și îl păzeau și au scris deasupra capului, acesta este Iisus împăratul iudeilor. Și atenție, împreună cu el au fost răstigniți doi tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stânga lui. Doi oameni, amândoi făcători de rele, amândoi vinovați și amândoi vrednici de moarte. Și totuși, unul dintre ei, chiar dacă nu era mai bun decât celălalt, dar totuși unul din ei, a ajuns să-și recunoască condiția și a ajuns să-l recunoască pe cel care îl poate scăpa. Știți ce s-a întâmplat cu tâlharul acela vinovat și vrednic de moarte, care a recunoscut, s-a văzut pe el însuși păcătos și a văzut că alături de el și atât de aproape de el este cel ce îl poate scăpa? Știți ce s-a întâmplat cu tâlharul acela? A căpătat mântuirea. Vă întreb eu pe dumneavoastră, a meritat-o? n-a meritat mântuirea, dar mântuirea i s-a dat prin har, pentru ca noi aici, la Golgota, să învățăm și această minunată lecție a harului. A primit iertarea în dar, fără să o merite. Acesta este harul lui Dumnezeu. Și a fost în harul acesta primul beneficiar al jertfei răscumpărătoare a lui Hristos. Știți ce a spus Domnul? Adevărat îți spun că azi vei fi cu mine în rai. Dragii mei, lecția aceasta a harului este de o frumusețe aparte. O, de n-ar fi harului Dumnezeu. Noi toți am pierit, dar Dumnezeu a avut har față de noi. Și vreau să-ți spun ție: Cel ce ne asculți în această seară, pentru tine Dumnezeu a făcut mare har și ți-a dat Dumnezeu mare har că trăiești până în vremea de acum. Ai văzut câți au murit deja de COVID și tu ești încă în viață? Te-a păstrat Dumnezeu prin har și vreau să știi că și mântuire vrea să-ți dea Dumnezeu tot prin har. Este un verset în cartea proverbelor care spune, Proverbe 28 cu 13: Cine își ascunde fără de legile, nu propășește, Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă în durare. Și îmi place foarte mult. Când învățăm lecția aceasta a harului, când învățăm această lecție a harului, îmi place nespus de mult să mă gândesc la ceea ce spune ce scrie Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 2, cu versetul 8, când zice așa, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Observați dumneavoastră această lecție a Harului. Doi oameni la fel de vinovați, doi oameni o sândiți la moarte și totuși unul trăiește datorită Harului lui Dumnezeu. Lăsați-mă să zic, bun este Domnul! O, oh, dragul meu, aș vrea să-ți spun în seara aceasta, în vinerea mare, pentru tine, da, pentru tine mai este har. Să nu stai nepăsător față de harului Dumnezeu, ci oprește-te în fața harului lui Dumnezeu care ne-a fost pus înainte acolo pe Golgota și zi, Doamne, prin harul Tău mântuiește-mă și pe mine. Lecția uceniciei, lecția credincioșiei, lecția răscumpărării, lecția nepăsării, lecția harului, a șasea lecție. Lecția judecății divine, lecția judecății lui Dumnezeu. Uitați-vă dumneavoastră sau aduceți-vă aminte cum s-a citit. Versetul 45 și 46 din Matei 27 zic așa. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea. S-a făcut întuneric peste toată țara. Murea pe cruce cel ce era lumina lumii. Și spune în continuare: Și pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: Eli, eli, lama sabactani adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu pentru ce m-ai părăsit. Aș vrea să învățăm aici la Golgota și lecția judecății divine. Aș vrea să știi că păcatul nu se poate să nu fie judecat. Știți ce spune Cartea Sfântă? Plata păcatului este moartea. Cine a păcătuit trebuie să moară. Sufletul care a păcătuit, acela va muri noi toți eram datori să murim pentru vecii vecilor despărțiți de Dumnezeu în pedeapsa veșnică, dar slăvit să fie Dumnezeu că l-a dat pe singurul său fiu pe Iisus Hristos. Însă la Golgota ne lasă Dumnezeu să vedem ce înseamnă judecata lui Dumnezeu. Gândiți-vă, lumea lăsată în întuneric și Fiul lui Dumnezeu strigă de pe cruce, singurul Fiu al lui Dumnezeu strigă de pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și răspunsul la această întrebare este pentru că te-ai îmbrăcat cu păcatele atâtor oameni, de a te-am părăsit. Știți ce înseamnă judecata lui Dumnezeu? Înseamnă revărsarea mâniei aprinse a lui Dumnezeu. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos, era zdrobit de Dumnezeu acolo pe cruce pentru noi. Pentru că mânia lui Dumnezeu s-a îndreptat împotriva păcatelor pe care El le-a luat asupra Lui și Dumnezeu a ales să-L zdrobească prin suferință. Și știți ce mai înseamnă mânia lui Dumnezeu? Și judecata lui Dumnezeu înseamnă separare, despărțire de Dumnezeu, de aceea a strigat Dumnezeul meu pentru ce mai părăsit. Așa ar fi trebuit să fim noi. Ar fi trebuit să fim despărțiți pe veci de Dumnezeu pentru păcatele noastre și ar fi trebuit să fim zdrobiți de Dumnezeu. Însă, avem posibilitatea să alegem. Știți ce putem să alegem? Simplu. Poți alege să suporți judecata lui Dumnezeu tu însuți, mi-ar fi milă de tine. Sau poți alege să te ascunzi în Hristos și să zici, Doamne, mă ascund în Cel care a plătit deja pentru păcatele mele. Această lecție a judecății divine stă înaintea noastră acolo pe Golgota, și lecția aceasta a judecății divine ne spune că Dumnezeu nu se poate să nu pedepsească păcatul, dar e ferice de omul care se ascunde în Hristos, care zice: Doamne Iisuse Hristoase, ascunde în tine. Și știți unde este Hristos? Este în Dumnezeu. Să fie ascuns cu Hristos în Dumnezeu, acolo e cea mai bună protecție. Ai de ales, zic încă o dată. Să suport singur judecata lui Dumnezeu sau să zici: Doamne, mă ascund în Hristos. Eu am ales să mă ascund în Hristos. Și știu că în El voi fi păzit de mânia lui Dumnezeu. Ba mai mult, voi moșteni împreună cu Hristos ceea ce a pregătit El în slavă. În fața acestei lecții aspre a judecății lui Dumnezeu, te chem, dragul meu, ia în considerare și alege cu înțelepciune. Nu te lăsa înșelat de ceea ce se întâmplă în lumea aceasta ca să uiți de Dumnezeu, ci caută-L pe Isus Hristos și zi, Doamne Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-mă și pe mine și ajută-mă să mă ascund în Tine ca să fiu izbăvit de judecata lui Dumnezeu. Domnul să te ajute la aceasta. Și o ultimă lecție în această seară, după ce am vorbit despre lecția uceniciei, lecția credincioșiei, lecția răscumpărării, lecția nepăsării, lecția harului, lecția judecății, o ultimă lecție este lecția pocăinței. Tot acolo la Golgota spune versetul 54 din capitolul care a fost citit din Matei 27, spune sutașul și cei ce păzeau pe Iisus împreună cu el, când au văzut cu tremurul de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Știți cine era sutașul acesta? Era omul sub comanda căruia s-a dus la îndeplinire execuția. Imaginați-vă că el e cel care a poruncit soldaților cum să procedeze. Era unul care s-a purtat atât de rău cu Domnul. Totuși, dintr-o dată, când l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos cum și-a dat Duhul, tot Dumnezeu din ceruri l-a cercetat, din creștetul capului până în talpa picioarelor, și a reușit să vadă cu cine are de-a face. A reușit să vadă cine este cel de pe cruce. Și vedem dintr-o dată o schimbare a minții lui. Până aici ducea un arestat, până aici ducea pe un condamnat la moarte, și dintr-o dată, uitându-se spre cruce, mintea lui se schimbă și dintr-o dată face afirmația aceasta și zice cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă aceasta, dragii mei? Că sutașul acesta a avut parte de o schimbare a minții. Tocmai asta e pocăința. Pocăința metanoia este tocmai acea schimbare a minții o schimbare de atitudine. Dacă până aici se uita la el ca la un osândit la moarte și atâta tot, dintr-o dată se uită și zice, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Omul care a avut o gândire, o atitudine până aici, dintr-o dată se schimbă. Asta e pocăința. Acolo la Calvar, la Cruce, la Golgota, vedem și această lecție a pocăinței. Ne este pusă în față lecția aceasta a pocăinței, ca să înțelegem fiecare dintre noi că sutașul acesta a fost schimbat în mod radical. De ce spun asta? Pentru că spune în Roman, capitolul 10, cu versetul 10 așa, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Sutașul acesta, a lăsat să-i fie schimbată mintea, să-i fie schimbată atitudinea, să-i fie schimbată poziția față de cel răstignit pe cruce, s-a pocăit cu alte cuvinte. De aceea amintește Scriptura despre el, pentru că a rămas în evidențele lui Dumnezeu ca unul care acolo sub cruce a cunoscut ce e pocăința, Dragul meu, vreau să-ți spun astăzi că pocăința este șansa noastră a tuturor. Tâlharul s-a pocăit, sutașul s-a pocăit și vreau să spun tare și răspicat. Cei ce se pocăiesc capătă durare, Pocăința anulează sentința, cum spunea cineva. La calvar învățăm și această lecție a pocăinței. Vreau să te rog, fierbinte, dragul meu, pocăința nu e invenția mea, nici a oric cărui altui predicator, nu, pocăința este porunca Domnului. El poruncește acum oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Și vreau să te chem, dragul meu, uitându-te la Domnul Isus și la drumul lui spre Calvar. Oprește-te lângă El cu pocăință. Zi, Doamne, schimbăm inima, Doamne, schimbăm -mi mintea, schimbăm -mi felul meu de a fi, pentru că am înțeles că acolo la cruce ne-ai pus înainte o lecție frumoasă a pocăinței. În această vinere mare, vinere neagră, am pornit împreună pe drumul acesta al calvarului, pe drumul spre Golgota cu Domnul. Și pe drumul acesta mulțumim lui Dumnezeu că ne-a pus înainte câteva lecții importante. Le repet, șapte lecții importante. Lecția uceniciei, lecția credincioșiei, lecția răscumpărării, lecția nepăsării, lecția harului, lecția judecății și lecția pocăinței. Știți ce mă rog lui Dumnezeu? Să ne ajute să le învățăm bine pe toate. De le vom învăța bine pe toate, va fi ferice de noi. Știți ce înseamnă să le înveți bine? Nu teoretic, ci să le înveți în mod practic. Să învățăm să fim ucenici ai Domnului, să învățăm să fim credincioși Domnului până la capăt, să învățăm că răscumpărarea noastră a fost scumpă și trebuie să-i fim recunoscători Domnului, să învățăm că nepăsarea îi duce pe oameni la pierzare și trebuie să facem tot ce ne stă în putință să-i trezim pe oameni din somnul nepăsării, să învățăm lecția harului și să înțelegem că prin har se capătă mântuirea, să învățăm lecția judecății lui Dumnezeu, ca să știm să ne ferim de această judecată a lui Dumnezeu și să ne ascundem în Hristos și să învățăm lecția pocăinței, să ne apropiem cu pocăință de Domnul. Aș vrea să vă chem la un moment de rugăciune, ca să încheiem în felul acesta timpul nostru, părtășia noastră în jurul Sfântului Cuvânt, și aș vrea să vă chem să avem un moment în care dumneavoastră acolo unde sunteți să vă uniți în Duhul cu mine și împreună să cerem de la Domnul Harul de a învăța bine aceste lecții. Tată Sfânt care ești în ceruri, îți mulțumim din toată inima pentru Domnul Isus Hristos și îți mulțumim pentru ziua aceea amară în care El a luat crucea să meargă spre Golgota Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru darul mântuirii pe care ne-l-ai dat în Hristos. Îți mulțumim pentru că și acolo, pe drumul Golgotei, ne-a chemat să fim ucenici ai tăi. Îți mulțumim că și acolo, pe drumul Golgotei, ne-a chemat să-ți fim credincioși până la capăt și acolo ne-a chemat să vedem cât de scumpă este răscumpărarea noastră ca să știm să o prețuim și acolo pe drumul Golgotei ne-a arătat în ce mare pericol sunt oamenii care stau nepăsători și acolo pe drumul Golgotei ne-a arătat că numai prin har putem să fim mântuiți și acolo pe drumul Golgotei ne-a arătat cât de aspră este judecata lui Dumnezeu și acolo pe drumul Golgotei ne-a arătat că există șansă de pocăință pentru orice om. Doamne, ajută-ne să trăim pocăința și să ne predăm viața în mâna Ta, pentru că ție -ți suntem datori cu viața noastră și cu toate ale noastre. Fie lăudat și binecuvântat numele Tău în veci. Amin.